Vaccinarea, testarea și consultarea pacienților sunt prioritățile în cazul COVID-19. În cel puțin asta arată răspunsul moldovenilor chestionați în cadrul studiului IMAS, care o cheamă pe Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, să soluționeze mai întâi probleme prioritare ale țării, cum ar fi criza pandemică, după care să se gândească la anticipate. 6 din 10 moldoveni au declarat că vor anticipate, însă să fie organizate cu respectarea Constituției. Totuși, unii moldoveni, în proporție de 27%, spun că trebuie să ajungem la alegeri anticipate, chiar dacă această procedură contravine legii supreme. Majoritatea absolută a cetățenilor Republicii Moldova este însă de părere că trebuie să fie respectată Constituția țării. Este vorba despre o cotă de 80%, cetățeni care susțin că trebuie să fie respectate și deciziile Curții Constituționale. Participanților la sondaj li s-a propus să răspundă la întrebarea în ce măsură este important pentru dumneavoastră ca în societatea noastră toată lumea să respecte Constituția și deciziile Curții Constituționale. Așadar, 42% dintre cei chestionați au răspuns că în mare măsură, iar 38% în foarte mare măsură. Doar 15% dintre persoanele chestionate consideră că legea supremă nu trebuie respectată, iar restul au refuzat sau nu au știut cum să răspundă.